Salutare! Bine am regăsit la o nouă ediție a podcastului în Dodi. Noi suntem, ca de obicei, în Dodi și astăzi o să stăm de vorbă despre capitolele 4 și 5 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății, și un mic interludiu pus acolo înaintea lor, fără număr. Dar înainte să intrăm în detaliile cărții, discutăm puțin de detaliile tehnice ale YouTube-ului, cu care deja v-ați obișnuit. O să vă rugăm să dați jos un like ca să se răspândească video-ul în algoritm. De asemenea, dacă credeți că ceea ce facem noi aici merită împărțit și cu alții, puteți să dați un share. Și dacă vreți să vedeți ce altceva mai produce, aveți un buton de subscribe și un clopoțel. De asemenea, mulțumim pe această cale celor care susțin financiar proiectul nostru. Găsiți jos link-uri și către alte platforme unde mai găsiți conținut în Dodi și către unele platforme în care ne puteți susține financiar dacă aveți o asemenea dare de mână. Da, și precis anume precizat că este foarte probabil să ne găsiți și în formă de podcast discuțiile noastre pe platforma voastră preferată. Fie Google Podcasts, Apple, whatever. Da, iTunes. iTunes. Da. iTunes? Okay. De la Apple, da. Îi găsiți și pe, cum îi spunea, la Spotify. La, așa, pe Spotify. De Spotify, da. Să te vin imediat după Joe Rogan. Da, dacă căutați Joe Rogan și în Dodi, găsiți imediat. Ne găsiți imediat după. Interviul nostru cu Joe Rogan, al lui cu noi, mă rog. Cred că David Friedman a început prea tare în primele capitole și încearcă aici, în interludiu, să se justifice. Și menționează faptul că este un anarhist, dorește eliminarea statului din societate. De aia se numește că e anarhist. El crede că poate, că toate serviciile pot fi făcute fără centralizare. Și instituțiile care acum sunt dedicate proprietății publice, el crede că pot fi înlocuite fără probleme cu instituții care să apere și să gestioneze proprietatea privată fără nicio problemă. De asemenea, spune că, domne, nu ar trebui ca libertarienii să spună totul va fi diferit în momentul când vom elimina statul din societate. Crede că se încearcă un fel de evitare a unui răspuns ferm și el preferă să ne uităm în istorie, că au mai fost cazuri în care diverse societăți au avut niște răspunsuri la instituțiile pe care statul de obicei le are în gestiune, justiție și așa mai departe, unde toate acestea se făceau într-un mod voluntar de către o instituție care apăra proprietatea privată. Și după aceea primul capitol din discuția noastră pe care raportul... Stai că aș vrea să mă rămân puțin la interludiu ăsta, dacă el tot și-a exprimat crezul. Uite, spune la un moment dat că lucrurile pe care le face statul pot fi împărțite în două. Lucruri care pot fi abolite acum, lucruri care pot fi abolite mai încolo. El zice, cred că majoritatea lucrurilor intră în prima categorie. Pot fi abolite acum. Stai și m-am gândit, oare chiar pot, nu știu, poate fi abolit acum educația, de exemplu? Se pare că nu poate fi abolit. De ce? Nu vorbim de argumentul teoretic, ci de fezabilitatea politică. Nu poate fi abolit. Nu ai suport. Păi nu, el nu cred că vorbești de fezabilitatea politică, că dacă ar vorbi de fezabilitatea politică, atunci nimeni n-ar mai participa la alegeri. Adică n-ar fi pus nici el toate lucrurile, deci din punct de vedere al fezabilității politice, din punct de vedere al, domne, sunt chiar ele cu adevărat necesare. Nu. S-ar, și dacă eliminarea lor n-ar dărâma societatea, de ce mai încolo? Deci dacă argumentele pentru că spune exact asta, că dărâmarea tribunalelor ar rupe societatea, spune el. Adică nevoia de justiție ar fi
atât de imediată, încât absența tribunalelor aduce la ceva. Adică, nu, practic, sistemul ăla de anarcho-capitalist ar dura un pic, știi, să răspândească și... Zice el asta. Mi se pare că e încercarea ta de a raționaliza poziția lui. Da, e încercarea mea de a raționaliza poziția lui, dar nici faptul că... Obiecția mea e că dacă ambele sunt normative, păi ambele merg acum, deci nu trebuie să mai faci distinția. Singura care putea raționaliza era că da, privatizarea tribunalelor nu e fezabilă, tribunalele trebuie să mai stăm. Și celelalte, da, merg. Unde merg? Că nu merg nici celelalte. Hai să privatizăm sănătatea. Nu ai sprijin cultural pentru așa ceva. De-aia zic că e prea optimist. Poate erau anii 70, în care a avut o explozie de libertarieni și se gândeau că... Totuși, după aceea, când a reeditat cartea, n-a scos chestia asta, pentru că el crede în continuare că pot fi închise... În același timp, noi zicem, pe ce? Care ar fi intuiția, scuzați. Care ar fi intuiția ta? Că dacă le închizi mâine, într-adevăr, e ciudat, cum să le închizi mâine? Să luăm un exemplu, educație. Că ai zis tu, Costel, nu? Dacă le-ai închide mâine, bineînțeles, aici trecem așa cu buretele peste, dar cine le închide? Că noi nu vrem să le închidem forțat. Dar să zicem că, nu știu, se închide. Pentru că dacă oamenii care participă la sistem nu întorc spatele, atunci el nu se închide, pentru că ei participă efectiv. E, mă rog, să zicem că se închide. Și tu ce te gândești că se întâmplă? Ar fi conflicte, oamenii ar suferi, ar fi, nu știu, plângeri? Asta e obiecția la adresa lui. El zice majoritatea și așa am înțeles sau încercat să reconstruiesc. Alea mai încolo, care ar fi alea? Care ar fi mai încolo? Păi, probabil că nu fi, nu știu, o chestie ușor de făcut. Probabil că e o chestie mai grea. Armata, de exemplu, ar fi mai încolo. Da. Eu aș spune că principiul de împărțire este, domne, moare cineva sau nu moare nimeni. Cam ăsta ar fi principiul. Și atunci poți să-l tragi și în paralel cu ideea, conceptele minarhiștilor despre stat. Zici, ok, ce idee au minarhiștii, alea toate poate pentru mâine. A, uite, dacă ne luăm după un prieten al nostru de la Mises România, a zis că justiția trebuie prima. Pentru că, de exemplu, uite, cum ai spus tu, ok, se închide educația. Să vină niște părinți și o să zică, domne, dar noi am contribuit cu niște taxe până acum. Sau mai rău, avem un drept european. Sau avem un drept al copilului de a fi educat și mai departe. Apar niște conflicte. Da, apare o școală privată și niște părinți nu le convine de ceva de acolo. Și să zică, dom'le, mai bine era pe vremea când era școala. Așa cum mai acum oameni care îl regretă pe... Ciuritul. Da, pe dictatul. Adică, fără o justiție pusă la punct, da? Nu cred că poți avea, să zicem, nici... Eliminarea educației prima oară. Uite și Humor. Prima oară el vrea să se apuce doar de alea grele. A vorbit doar de privatizarea justiției, agențiilor de protecție, armatei. Sănătate. Păi, și... de celelalte cred că merg de la sine. nu cred. Cred că Humor își zice că dacă ești dispus să stai la vorbă de armată privată, justiție privată, poliție privată, e clar că pe alealte nu o să fii... Asta e și o discuție de strategie, știi? Când spuneam, uite, Elena și mai mult alea, încerci, dacă ai convins un om că statul e organizație nelegitimă, mafiotă, că taxele sunt taxe de protecție, e ușor să-l convingi că salariul minim e o greșeală. În timp ce dacă l-ai convins de salariul minim, mai mult până la abolirea statului. Da, tind să, pe partea asta pragmatică, tind să-i dau dreptate lui Costel. Da, ce-am mai zis mereu, că ai nevoie de organizare. Oamenii ar trebui să știe, de fapt să știe, să vrea. Ar trebui să vrea să se organizeze privat, să-și ducă viața, să-și o administreze așa cum vor ei. Și atunci își găsesc soluții. Dacă oamenii acum se așteaptă ca cineva să facă lucrurile astea, o instituție, o rămurică a statului, nu-și bat capul chestia aia. Și normal că dacă le zici, păi mâine nu mai ai serviciul ăla. Aoleu,
te sperie absolut. Și când se, și ce se întâmplă? Când e cel mai rău în societate? Când oamenii trăiesc cu frică. Da, fie dacă am învățat ceva, nu? Exact. În ultimii ani. Uite, într-o lume în care explicit se dorește eliminarea statului din piața respectivă, și anume în cripto. Da? A început când era totul haiducie și lumea chiar dorea înlocuirea sistemului financiar actual cu un sistem bazat pe cripto. La conferințe, deseori, apărea întrebarea, fiind mai multe opțiuni, știi, ai Bitcoin, Ether, Monero și așa mai departe. Apărea un influencer, cineva acolo în față, vorbea despre cripto și după aia Q&A. Unul nu știa de pe ce să mă axez, știi, să cumpăr Bitcoin, să cumpăr. Care credeți că va fi moneda care va fi adoptată cel în viitor? Întrebau să-ți spună cineva. Da, și ăla, da. De ce mă trebuie? Pe aia care o folosești, care îți place ția mult, mă așează pe aia și aia va fi. Nu trebuie să vorbesc eu două autorizate. Poate nu va fi aia, poate. Sau nu va fi aia, da. Poate cotești așa într-o direcție singură. Așa și dispare educația, așa și mi apare 7000 de feluri de școli și religioase și de-astea cu ecologiste și un profesor de română. Ai zis deja religioasă. Da. Și nu, da, care o fi, care o fi mai bună, unde să dau copilul? E un haos, ce bine era înainte, că e pe ce să întreb. Una și uite, acum poți să faci comparație. Pe glob ai mai multe valute, care e mai bună? Să ne zică cineva. Cine să ne zică? Păi, Femeiul. Dacă avem încredere în femeia, și mai interesant, avem o relație directă cu femeiul, plus că și dacă avem o relație directă, ar trebui să avem un contract. Un contract cu index de performanță. Tu mi-ai zis, bine, atunci îți dau ție banii mei, tu instituție, și mi-investești. Trebuie să-mi dai atâta profituri, în fine, performanță. Dacă nu, trebuie să-ți faci o asigurare. Ce vreau să zic este că acum, cine îți zice ce e bine? Păi statul român, să zicem, îți zice lei. Ok. Ți-a zis că o să fie inflație? Ți-a zis ce să faci ca să nu pierzi puterea de cumpărare? Nu ți-a zis. A dat vina pe alții. Păi suntem o economie globală, globalizată și globalizantă și trebuie să... ceva, nu se știe ce. Să știți că lucrăm. Stai puțin, dacă e globală, de ce ne mai încurcăm cu toate astea? Hai să mergem toți pe aur. Pe Bitcoin. Sau lăsați oamenii în pace dacă n-ai responsabilități. Să văd că ei trăiesc liniștiți acolo. Deci au anunțat inflația oficialii ăștia de la noi? Au zis că va fi inflație, dar că va fi 2% pe an. Asta e ținta BNR-ului. Deci care ținta lor tot timpul a fost, de ei n-o nimeresc. Am înțeles. Și cu cât au de gând să o rateze. Asta era exact. De fapt ce întrebau noi. Nu, dar ce spun? Care e cauza? Prețul la energie sau ce? Putin. Ah. Uite, mie mi s-a părut o chestie importantă de menționat în interludiu ăsta și tocmai pentru că nu o vedem atrasă atenția. El când discută despre dihotomia între proprietate privată și proprietate publică face și referirea la faptul că în toate societățile, atât cea capitaliste și cele comuniste și așa mai departe, există o amestecătură de proprietate privată și proprietate publică și asta e un lucru pe care ar trebui și poate ne-ar face bine tuturor să ne aducem aminte de el atunci când vine lumea și vorbește despre capitalismul sălbatic și despre vai de mine, uite ce face piața liberă. Păi nu avem. N-am avut aproape niciodată o piață cu adevărat liberă. N-a fost aplicat. A fost în sectoare mai mici în economie, în care să zicem că nu și-a băgat nasul statul o vreme, acolo a fost, în acele sectoare, a fost piață liberă. Dar în sectoarele în care și-a băgat nasul statul, într-unele dintre ele de la început, n-am avut piață liberă. Ai două chestii aici. Deci ce lumea de obicei numește capitalism acum este o gașcă între oameni corupți din stat și niște privați. Ei primesc limitări să nu le intre concurența, nu știu ce. Marx apare.
Pe de altă parte, să zicem că ai avut zone libere unde unii au putut să facă abuzuri, dar tu n-ai posibilitatea să te aperi din cauza că tot la stat trebuie să te duci. Și statul poate e incompetent și nu ți-a făcut reguli să poți să te aperi. Și reguli nu punctuale, n-ai voie cu banana curbată, ci reguli, da, trebuie performanța contractului și ai grijă, măi cetățeanule, nu sfaturi. Ce ar putea, în mod ideal, dacă tot ne place statul, ce ar putea statul să facă? Să dea sfaturi, să zică, vreți contracte? Fiți atenți, eu vă dau aici, nu uitați să scrieți chestia asta. Vrei să te vinzi în sclavie? Foarte bine, puneți o clauză de exit. Și s-a rezolvat, da? Și atunci ai fi putut să ai zone libere cu cineva apărare. Noi credem că poți să ai apărare privată, dar din nou, trebuie să fie lăsată. Dacă statul zice, păi justiție, numai eu fac, și lasă o zonă poate special să fie sălbatică și să facă unii niște abuzuri ca să aibă ocazia să butoneze acolo, să zic că am venit să vă salvăm. Mă rog. Da, că e adevărat asta că e cel mai prost administrator, cred că nici sfaturile alea vor fi, nu? Da, corect. Da, mă rog. De rasă, ca să zic. Mă rog, ca pretenție. Da, sfatul măcar e opțional, că poți să-l urmărești exact. Sau nu. Yes. Scapi ușor. Nu, că tot timpul, în loc să faci salariu minim impus, ai putea să pui că tot ești stat și ai o grămadă de clădiri până una alta. O recomandare. Ai putea să pui banere mari. Cetățeni, nu lăsați patronii porci să vă plătească puțin. Cereți salarii decente sau whatever. Da, dar și asta e un sfat periculos. Poate nu sunt bani pentru așa ceva. Da, corect. Poate tu crezi că valoarea ta este da, că da, am, tot, eu am 5 masterate. Tot ar fi mai bine. Tot ar fi mai bine comparativ dacă statul ar face doar asta decât dacă ar obliga lumea la salariu minim. Da. Uite, pe interludiu eu mai aveam, asta era observația ta cu ce cu economia mixtă. A, știi la ce mă gândeam? Avem o economie mixtă, nu o economie liberă de piață. Uite, el are în vedere și comunismul când vorbește de economie mixtă. Deci acolo bunurile de consum nu sunt... Că nu erau toate deținute de... Pantofii sunt privați, sunt ai tăi, nu sunt ai statului, ci ți-i închiriază. Sau o plapă? Ba da, iată, o plapă mai iată. Mijloacele de producție nu sunt producție, dat. Producția de pantofi era oricum de stat. Dar tu puteai să deții pantofii rămâne al tău. Ca bun personal. Da. Deci el avea în vedere, noi ne gândeam, economia mixtă, asta contemporană, socialdemocrația, intervenție. Nu, el avea în vedere și comunismul, că scria în 70, că nu picase comunism. Și zicea, uite, chiar și acolo. Sau faptul că nu se încălca, faptul că se încălca litera și spirit, uite, dacă aveai niște bogoane de la... În proprietate privată nu e comunism. Comunism înseamnă că se socializează tot. Ok, altă idee ar fi, zice el, sunt libertarieni care sunt, cred că la Rothbard se referă, sunt cam a prioriști așa, adică nu prea ignoră istoria. Hai să vedem cum funcționează niște instituții, dar nu ne interesează cum au funcționat, dacă au funcționat vreodată. Dacă îl aveam în vedere pe Rothbard, nu prea e adevărat că Rothbard, cam toți libertarienii vin. Exemplele astea cu Islanda medievală, cu Irlanda medievală, uite cum a fost generat dreptul comercial, cum nu știu ce, deci discută chestii istorice, nu e doar o chestie de astea sunt axiomele astea. Și ca să nu zic, hai să zicem chiar dacă nu aveai tribunale private, n-ar fi existat niciodată tribunale private. Ok, vine unuia ideea, hai să facem un tribunal privat. Tu ce zici? Nu, nu facem, că nu... Păi vedem în altă parte, uite, e ca la Lidl, așa va funcționa. Natura umană e tot aia, deci nu trebuie să fi făcut, că așa nu mai apare nimic nou niciodată. Dacă noi ne întrebăm, păi stai că n-a mai existat chestia. Păi niciun telefon n-a existat înainte să existe. Telefon. Nu-l mai facem că n-a existat. Bine, deci aici e o dilemă din asta într-un fel existențială. Deci sunt mulți oameni care nu pot să-și imagineze lucruri. Da? Sunt unii cărora le spui să-și imagineze un măr și își imaginează un măr cu frunză, cu culori, cu punctulețe și alții își imaginează doar așa un contur și alții nu-și imaginează nimic. Da, sunt studii despre chestia asta, mie îmi se par înfricoșătoare. Deci dacă le spui oamenilor, hai să facem cu tare, el îți cere să-i descrii totul în amănunt și atunci poate are probleme dacă îi explici un lucru. Dacă te ascult, să zicem că te ascultă, dar
tu poți să-i explici o chestie care există și s-ar putea să nu înțeleagă. Dar aminte să-i explici o chestie care nu există și să-i spui că o să meargă. Păi și dacă se întâmplă, nu știu ce. Ok, asta pe de-o parte. Pe de altă parte... Dacă nu o să meargă, să știu ce. Da, iar o să zic, păi nu, că nu înțeleg eu cu tare. Și atunci nu facem. Ok, ai putea să zici că e o forță evolutivă din asta în care mai bine stăm aici, că să nu ne expunem la necunoscut. Pe de altă parte, poți să ai unii care își imaginează, dar vor să fie anume ca ei. Pentru că aia e, după aia, altă componentă de personalitate, o chestie psihologică. Și atunci, pune-te să te înțelegi cu oamenii. Și de aia, așa cum ziceai tu, să nu te bați cu amănuntele, mai bine te bați cu principiul. Te gândești, înțelegem că vrem să fim liberi? Da, e o valoare. Ce înseamnă să fie omul liber? X. Este astăzi omul liber? Hai să ne uităm în jur. Când vorbim toată ziua despre politică, ce a zis ăla, dar care sunt mișculațiile între, nu știu ce, ramuri, EU, grupurile politice, prostii. Se pierde o energie enormă. Sunt niște nebunii. Când poți să zici, mă, vrem să fim liberi? Da. Ce înseamnă să fii liber? Păi să nu faci rău altora. Invers, da? Păi negativ. Păi și suntem liberi acum? E cineva care face rău? Cine face rău în jur? Păi, oții, mafioții, statul, dar să nu ne repetăm. Corporația. Nu, ideea e și cum o să spui, astea sunt, deci când vine unul cu, e naivitate. Nu e naivitate, e imaginație. E o diferență între cele două. Dacă ți se pare că e o naivitate, ok, rămâi la roată, știi? Ce să zic? Rămâi la roată. La roata aia pătrată. La ce? Da? La roata aceea pătrată. Da, mai rău, da. Mai rău. Digitalizarea roții. Plus că asta vreau să zic, ai alte exemple. Chiar dacă n-ar fi existat tribunale, deși există tribunale private, ale romilor, ale nu știu ce, alea studiate de Rothbard, de Friedman, de nu știu ce, ce îi zic pe 1000 de ani, pe America n-a durat 1000 de ani. Pe 1000 de ani a durat în Islanda toate chestiile. Deci nu e chiar așa că ești, domnule, nimeni nu s-a mai gândit. Ba da, a și practicat, nu doar că... Și uite o observație poate necesară din nou. Dacă ai exemple din istorie, poate nu trebuie să le copiem punct cu punct, poate trebuie să copiem niște fundamente sănătoase. Dacă tu ai avut un sistem care a durat sute de ani, 1000 de ani, ce anume l-a ținut în picioare? Sau să facem exemplu altfel. Uitați ce frumos este într-o țară ca afară, din vest. Uitați cum e în Elveția. De ce e în Elveția așa? Pentru că e plină de elvețieni. Ce fac elvețienii aia? Ei fac niște chestii. Dacă trimiți românii în Elveția, dacă faci schimb de populații, să ne imaginăm, e greu, da? Să ne imaginăm, faci schimb de populații așa, cum o să meargă Elveția plină cu români și cum o să meargă România plină cu elvețieni? Ca să fie clar setul de valori, când zicem noi cultura, noi nu ne referim la ascultat Beethoven. Păi da? Nu o să fie la fel? Lucrurile? Nu. Păi sistemul e ținut de oameni. Și în Elveția... Care se duc în Elveția. În Elveția o să încep să vezi chestii românești destul de repede, pentru că nu îi controlează nimeni. Eu și pe elveții nu o să înceapă să facă ordine pe aici, o să fie groaznic. Eu mă gândeam la altceva, că instituțiile sunt mai importante decât persoane. Păi instituțiile, adică, de cine ținute? Adică... Okay, te referi că și când se duc românii în Elveția, schimbă inclusiv toate instituțiile. Ei nu merg acolo cu cultura noastră. Da, nu te... Nu o să mai fie cantoane, o să fie județe și așa mai departe. O să joci așa. Dacă vin elvețienii aici, o să zică ce sunt județele astea? Și de unde se hotărăsc lucrurile? De la centru? Nu. Noi, cantoane. Câte? 52, nu știu. Nu, câte vor, că știi că iau unele cantoane atâta și unele mai mari. Și aici o să zică, păi nu știu, câte au ăștia, 40 de județe? Păi și oamenii ăia, i-a întrebat cineva dacă vor la cine, dacă vor să fie un canton? Nu. Ei, ok, primul lucru asta facem. Referendum. Pe care îl respectăm, nu doar îl luăm în discuție. Eu mă gândeam că nu contează, normal că trebuie să ai suportul populației, că altfel nu rezistă nicio instituție. Dar mă gândeam că ăștia aderă, știi, la instituțiile din Elveția și atunci nu se ai nicio diferență, știi, deci. Deci iată că schimbi populațiile între ele. România cu elvețieni va merge prost, Elveția cu român va merge bine. Eu cred că
sisteme. Am zis că instituțiile rămân da, să zicem că instituțiile rămân aceleași. Eu cred că contează o grămadă de lucruri care nu sunt trecute acolo. Eu cred că elvețienii n-au scris punct cu punct în toate reglementările, normele și Constituția și legile. Nu cred că au scris punct cu punct trebuie să patrulați cu simț de răspundere, să zicem. Da? Și ce o să întâmple? Cine patrulează acum? Un elvețian. Ăla când vede un lucru în neregulă, te aștepți, pentru că este și el un om, nu toți elvețienii sunt speciali, te aștepți să raporteze chestia aia, să ocupe. Să, când vezi că lucrurile se repară repede, cineva lucrează acolo. Da, da, și făcând un român ar zice, e, las că merge așa, ia uite ce bine am făcut elvețienii ăștia. Și deja. Instituțiile țin duc o cultură, știi? Dacă ai instituțiile, să zicem, n-ai inflație, uite, sunt instituțiile astea lui Hülsmann. Deci efectele culturale ale unor instituții. Dacă ai inflație, tind să fii mai orientat către consum. Deci regula induce anumite comportamente. De ce? Că se devalorizează banii, știi, să cumperi, știi, să scapi de ei. În timp ce dacă ai bani grei, tind să economisești. Adevărat. Adică... În același timp, uite, exemplu și al lui Hümer de curând. Păi, dacă oamenii dintr-un bloc în Elveția pot să hotărască chestii, acum iau lucruri hotărâte de elvețieni. Să mută plin de români și la un moment dat îi întreabă cineva, mă, trebuie să facem o adunare. Cum făceau elvețienii aici? Păi hotărau cu tare. Ce o să hotărască? Din ce valori o să hotărască? Că alea nu mai sunt instituționale, sunt din valorile lor culturale. Și o să zică, da, păi să plătească toată lumea socializat costurile aici ale... Paușal. Nu știu ce. Da, paușal sau... chestii. Da, da, apa, și, gazele, la paușal. Și instituțiile, asta vreau să zic, duc la o cultură. Știi? Trebuie să fie apa. Instituțiile, da, încurajează. Formele creează fondul. Și formele creează fondul. Da, da. E posibil, e ideal, dar merg împreună. Merg împreună, merg în cerc sau în spirală, cum vrei tu să-i spui. Nu e... Nu da, e ce, a fost mai reciproc, ce a fost mai întâi? Da, da, chiar. Forma sau fond? Uite, de exemplu, poți să duci așa, formele creează fondul, de acord. De ce, dacă se pune problema cine fură la cântar? Dar te duci să cumperi niște mere, da? Care e mai probabil să te fure la cântar? Un elvețian sau un român? Elvețianul, teoretic, e mai priceput la chestiile astea de tehnice, nu? Da, da, fură mai, te fură mai până, dar nu are legătură cu întrebarea. Nu, și ca să zic că de ce, scuze, două secunde, ca să zic de ce ți-aș da dreptate o parțial, că forma face fondul, este românul te fură la cântar pentru că e obișnuit să fure, ca a furat din comunism. Da, pe de cine a creat mentalitatea? Asta spun, nu niște instituții îți, comuniste? Îți dau dreptatea, dar ca să-mi dau dreptate și mie, așa, ține minte că furatul la cântar era o problemă și de pe vremea lui Cuza, deci dinainte de comunism. Cu o caua mică. Uite, avem români care sunt acum printre elvețieni și celelalte țări din Europa de vest. Și s-au integrat, toată lumea îi laudă. Sunt tari români acolo, profesioniști. Da? Sunt elvețieni, francezi, nemți. Nu-și dau seama că important e au venit cu niște apucături. Dacă te operezi acolo... Nu mai ești român, ești francez. Bine, asta e diferența aia de, cum îi spune, de imigrație, care dacă vii pregătit să adopți cultura locului sau vii doar pentru avantaje și... Sau vii ca... Și păstrezi și îți înserezi cultura. Exact, unii cu o credință care zic că ei trebuie să împingă credința lor peste tot. Câteodată e bine. Niciuna nu e, niciuna dintre ele nu e nu e o variantă 100% corectă. Adică, da, uite, corect. Dacă tu te duci într-un loc care este extraordinar de colectivist și poate are înclinări către comunism și așa mai departe, poate că nu e bine să te duci să absorbi cultura aia și e bine să te duci să-i faci challenge acolo. Deci nu e întotdeauna o... Da, sau o societate care nu acceptă niciun fel de sugestii, idei, lucruri noi, s-ar putea să rămână în urmă, să fie prea închistată. No pain, no gain. Da.
Da. Ca la orice lucru. Numai că pain ăla, na, trebuie să fie voluntar. Nu, dar pain nu e și încercarea asta de a construi acele instituții. Dacă să tu nu te bagi, nu faci ceva pentru chestia asta, hai să facem liberalism în lume. Dacă nimeni nu face nimic, da, nu vei avea liberalism, care e un sistem superior social, nu cred. Pentru că respectă individul. Cum zicea Vlad Topan ăla la noi. Nu, lucrurile bune costă. Nu merge așa. Hai, trecem la Robin Hood. Trecem la Robin Hood care a trădat omul de rând. Robin Hood a existat sau e doar un personaj? Sinon e vero, e ben trovato. Eminescu n-a existat. Nu știu, e Kevin Costner a existat? Atunci poate să răspund la întrebare. Da, sau Errol Flynn, dacă e să ne întoarcem și la origini. Da, îmi place motto-ul din un capitol. Da. Ask not what the government can do for you, ask what the government is doing to you. E un sfat bun, e... E foarte rece. Pleacă de la... Adică câțiva ani au trecut dintre când a spus Kennedy de chestia asta și... Da, da. E tensiunea între normă și fapt, ce se întâmplă realmente. Că așa un socialist care, uite, e în anul 3 la filozofie, suntem în Bologna, citește în biblioteca acolo, vreau lumea mai bună. Vreau să... Egalitate, de exemplu. Vreau să ajutăm săraci. Deci asta e ce-ți dorești, asta e ținta, știi? Acum... Ce se întâmplă în fapt, realmente? Ceea ce guvernul îți face, știi? Nu te uita la ceea ce poate face, știi? La ceea ce îți face efectiv. Și când te uiți la ceea ce îți face efectiv, e... Ia de la bogați și de la săraci. Da. Ia de la săraci și de la bogați. Ia de la săraci și de la cei ceva mai bogați decât ei. Cam asta. Da, idealul ăsta era. Dom'le, ce poate fi mai plauzibil decât asta? Ei de la un bogat, săraci, ce... Uite că îmi place abordarea pe care o face Friedman aici. El spune, în primul rând zice așa că obiecția unora la piață este fix obiecția noastră la democrație. Ei spun că nu, că piața e nedemocratică, în sensul că în piață poți să acumulezi capital, pe când democratic e să fie toată lumea egală cu aceeași putere de cumpărare, respectiv de votare. Pentru că noi așa vedem cât de bine funcționează chestia asta. Și noi spunem că nu, că dimpotrivă e normal să poți să strângi, să acumulezi avere, mi se pare, e un lucru aproape de la sine înțeles. Dar mă rog, socialiștii se chinuie, se contorsionează, încearcă să-ți explice ceva cu proprietate publică, cu folosință, cu treburi, că și trebuie să plătești și statul, că nu, you didn't build that, basically, asta e argumentul lor. Dar ce-mi place este că frame-uind fix prin prisma asta, că suntem de acord că democrația îți returnează ceea ce vrea majoritatea. Da? Care a participat la lege? Ceea ce vrea majoritatea, mai mult sau mai puțin. Diluat cum e el prin procesul de legislație, nu contează. La principiul ăsta, democrația se returnează ceea ce vrea majoritatea. Și punem în contrapartidă cu faptul că, domne, trebuie să aibă statul grijă de săraci, pentru că majoritatea nu vrea să aibă grijă de săraci. E ceva de genul ăsta. Da, păi statul face ce vrea majoritatea, adică nu poți să... Hotărâți-vă. Nu poți să le ai pe amândouă. Asta mi s-a părut foarte bun, da. Foarte, foarte fresh. Da. Și că răspunsul este că, de fapt, că restul capitolului spre asta se duce. De fapt, statul face ce vrea majoritatea, adică o să-i taxeze mai puțin pe ăia mulți care astăzi sunt clasa de mijloc, basically, în defavoarea minorităților care sunt reprezentate de săraci și de bogați. Dar pe cine favorizează mult, pe bogați sau pe săraci, luând de la clasa mijlocie? Nu contează pe poți să spui că pe bogați nu-i favorizează deloc. Poți să spui, deși sunt destule... Nu, eu zic că sunt destule legi... Nu pe toți bogații poți. Eu nu vorbesc de... Da, asta ziceam. Nu toți bogații. Deci, dacă vorbim de clasa care e... Coca-Cola e victimă. Deci Coca-Cola e victimă. Dar nu știu ce
firmă care trăiește din subvenții și un șep panou solare, ai beneficiar net. E din minoritatea bogată, la care contribuie și săraci. Uite, apropo de tensiunea asta între ideal, ar trebui să avem același vot, și real, unde nu avem același vot. Deci în democrație eu n-am, cred că ești humor de dai exemplu ăsta, eu vreau să țin o conferință de presă, nu vine nici dracu. Vreau să o țină Obama, e full. Deci nu avem aceeași putere de influență, de chiar dacă votul meu și al lui Obama sunt la fel. Deci inegalitatea există și asta mi se pare că e pointul lui pe întreg capitol. Inegalitatea există și în politic. Inegalitatea, nu ai aceeași putere. Că oamenii zic, nu, pe piață suntem inegali, uite cât câștigă ăla și eu doar mă uit. În timp ce politica vine și nu, și acolo e aceeași, ăla câștigă și tu tot doar te uiți. Deci nu, ăla are mai multe voturi, Dragnea are mai multe voturi, PSD-ul are mai multe voturi, nu are doar un vot. Și uite, să jucăm situația asta, scenariul ăsta în care te votează, care e critica de obicei a oamenilor? Că ăia care ajung acolo sunt corupți, sunt niște hoți. Și te gândești, păi, i-au pus cineva prin, cu forța sau democrația i-a pus acolo? Sistemul. Da? Dacă faci același lucru mereu, cum te aștepți să se întâmple lucruri diferite, bune? Să ajungă acolo niște oameni, nu știu, care fac ce? Că am mai zis-o și trebuie să repetă. Fac ce bine, fac? Fac binele. Fac binele, dar binele ăsta trebuie să treacă de sistem, trebuie să fie acceptat de acest mecanism democratic. Și ce produce mecanismul democratic? Uitându-ne zi de zi, măgării, socialisme, lucruri în care nu ți-ai dat cu părerea. Nu ca să... Da, dar astea sunt percepute ca, nu știu, tu tot aștepți să vină accidente, socialistul bun. Erori. Socialistul bun. Întâmplă. N-a mers. De când încercăm? De 200 de ani. Mai stăm 200 de ani și trebuie să vină. Sau cum zicea noi, că se pare că a venit de vreme ce n-a venit. Socialismul bun. Iar provocarea lui... provocarea lui Friedman e nu va veni niciodată. Asta spune, nu mai aștepta, că e fata Morgana. El merge pe chestia asta că funcționează chestia asta probabilistică, primești în funcție de cât contribui. Hai să zicem că n-ar fi un adevăr necesar, că ar fi un fel de teoria valorii muncă sau de dependența beneficiilor de costuri. Dar nu poți să spui că tu bagi 3 lei, eu dau 3 lei la PSD și primești milioane de euro prin afaceri cu statul. Deci nu se va întâmpla asta niciodată. Nu, ca să iei milioane de euro în afaceri cu statul, trebuie să dai, nu știu, 300 de mii sau mai mult. Sau... Adică sunt corelate. Ori zice el, săracii nu vreau. De ce dai, pârghie de, vine. Deci nu, de nu poți să... negociere, da. Da, da. Deci nu poți ieși. Dai un vot, primești dai, de gălea. Deci de-aia zice, nu mai visați maxim cu ochii deschiși. Pentru că ea spunea criticul. Ba chiar, uite, ea, scuze, zic. Nu, dă-l până la capăt. Ce zicea criticul? Păi ok, reformam, îi taxăm mai mult pe bogați. Cât e taxa la progresivă? Păi nu știu, e 40 cu 15. 60 cu 15. Să-i taxăm, zicea Pruteanu la un moment dat. Ce a trecut de 100 de mii, să nu mai îi confiști, deci nu mai. Deci de ce nu se întâmplă asta? Zice Friedman, de ce? Pentru că funcționează. For reason, zice la mișto. Ăsta e mecanismul. Primești ceva în funcție de cât contribui. De ce asfaltancii primesc contract? Contribuie la campanie. Contribuie la toți. Dau și la PNL. La fel și... la american, dau și la... sau mă rog, hai să zicem că unii poate s-au mai stabilizat, dau doar la democrați și alții, doar la republican. Dar ideea e că dau ca să primească acele chestii. Un job bun la stat. Deci un job bun la stat, să zicem, 10.000 de euro la Ancom, nu-ți vine dacă tu stai. Deci un om care stă pur și simplu în cameră, nu o să-i vină un astfel de job. Ăsta e un job la care trebuie să stai 10 ani. Să vânezi, să complotezi, e mai rău ca în familia Borgia. Deci vine greu, trebuie să agiți, să duci la televiziune, să lauzi partidul, să nu știu ce, să... E muncă, deci nu e... Și aici sunt niște skill-uri. Și chiar dacă, na, sunt urâte, știi, de mințirea populației. Uh-huh. De... Uh-huh. Skill-uri clasice de politician. Da. Prezentarea capitalismului și modul în care se îmbogățesc oamenii în capitalism
și cum capitalismul de fapt nu sărăcește, cum spun socialiștii, pe cei din pătura de jos. Îi îmbogățește și pe ei. Îmi place aici cum o descrie Friedman. Deci, dom'le, da, capitalismul îi îmbogățește pe cei care dețin capital, care au deja bani, dar în același timp îi îmbogățește și pe cei săraci. Iar faptul că socialiștii spun, dom'le, dacă ăla s-a îmbogățit, de unde la banii? De la cei săraci. Dar nu e așa. S-a îmbogățit și ce? Dacă faci un calcul din ăsta de tip îmbogățire relativă, da? Procentual, un sărac s-a îmbogățit mai mult decât bogatul, știi? Adică unul de la 100 de lei ajunge la 300-400 de 4x. Dar și să zicem că e așa. Deci să zicem că se îmbogățește toată societatea, ai niște pături, da? Și unii se îmbogățesc, cresc și săracii și cresc și bogații. Mm-hmm. Dar bogații, în comparație cu ăștia, diferența devine din ce în ce mai mare. Și psihologic, pe oamenii deranjează diferența. Și ai putea să zici că și intuitiv, ceva e acolo. Păi stai puțin, dacă toată societatea, pentru că o gândesc așa, ei o gândesc ca o entitate, societatea e ca o firmă. Și noi toți suntem acționari egali în această firmă, societate. Dacă toată societatea a produs atâta valoare, nu știu, mai multă mâncare, whatever, ca să ne imaginăm ceva simplu, atunci de ce unii au mai mult capital și alții mai puțin? Înseamnă că trebuia să iau și eu, dar ăsta mi l-a furat. Asta ar fi de obicei opoziția stângistă. Deja fundamental pleacă. Ăla ar fi momentul în care ar trebui să le spunem noi, you didn't build that. Da, bine. Nu, dar la fel ai două chestii. Poți să zici, în primul rând că tu nu ești acționar în societate. Exact, societatea asta, nu asta există. Mă referam, you didn't build that. Societatea nu există, nu ai semnat undeva membership, da? Aderare la această societate, aceasta este carta, iată care sunt banii, acestea, investiția ta este X, tu o să ai atâtea procente din profituri. Vedeți, uite, transparent, acestea sunt costurile, acestea sunt profiturile. Lucrurile astea, să zicem că dacă ar fi, s-ar numi contract social și am ști și noi de unde să luăm, nu? Da, ar fi contractul societății. Ar fi un contract al societății. În logica lor, a proprietății colective are sens, știi? Să spui exact. Că e muncitor furat. Asta vreau să zic că e fundamental. Întrebarea e, uite, avem cum devenim proprietari. Cum devenim proprietari? Uite, italienii au o teoria homesteading, apropierii. Un fel de producție originară, îți mixezi munca cu tare obiect și așa devii proprietar. Asta e teoria generării proprietății individuale. În comunism cum e? Păi sunt proprietari de ce? Că există. Pe ce? Și așa are sens să spui pe ce are statul? Patronul mi-a luat ce era al meu. You didn't build that. Tu zici, păi uite, am pus și eu bunurile de capital. Păi și cine l-a făcut? Nu tot eu. Muncitor? Da. No. Voiam să zic că și dacă ar avea dreptate, să zicem că statul împreună cu capitaliștii au pus societatea de așa natură strâmbă încât tu, ca să supraviețuiești, nu ai cum decât să lucrezi pe puțin bani acolo și toată bunăstarea aia ți-o iau niște prieteni ai statului, niște mafioți, niște oameni hapsâni, mă rog. Ce poți să faci în chestia asta? Cine îi apără pe aia? Statul îi apără pe aia. Altfel tu ai putea să îți faci liniștit cooperative, fără bariere de intrare, fără obstacole din astea birocratice, legi și norme făcute nu știu cum. Nu, poți să fie cooperativă, dar n-ai voie să îți hotărăști tu cum intră oamenii în cooperative și cum ies. Nu, trebuie să respecti niște reguli, pentru că statul, because reasons. Da, dar ar ține cu patronii, nu? Asta ar fi ediția. Ar ține cu burghezia. Nu, și să zicem timp că... ce stat, fii atent, statul e... face mișmașuri împotriva corporației, dar tot el e salvarea, știi? Tot el... Adică aici n-ar fi comuniștii, cel puțin erau puțin mai... consistenți decât Marx. Deci când critică Bakunin pe Marx, păi tu ai încredere în statul. Deci spui că statul e
ăsta al intereselor burgheziei și după aia tu cauți. De ce? Nu știu, cred că e același optimism ca și la tinerii antisistem de azi, că poți aduce acei oameni, acea garnitură, știi, fresh de oameni buni și da, îți bifează toate visele. Ei de la bogați și dai la săraci, faci autostrăzi, justiție curată, auzi, deci dacă, oceane. Astfel, dacă jucăm pe ce ai zis tu, că formele îți mai creează și fondul, păi dacă faci tinerii aia curați, fresh în sistem, ți schimbă, ți face ca sistem. Da, așa zici. Right? Da. A, că instituția ți... Da. Dacă crede în chestia aia. Aici e momentul să aduc aminte de evoluția USR-ului sau mă abțin? Poți să nu te abții. Da. Știu, e mama. Oamenii sunt de acord cu regulile, nu? Oamenii nu vor... n-au găsit aia care să execute. Acum nu și-au găsit, și-au pierdut reperele. Asta s-a întâmplat. Deci regula ar fi bună totuși. Ideea să... Și de-aia au făcut un reper. Un alt reper. Da. Pici cu mine, mănești. Au pus punct și au făcut un reper. Cu training-uri. Cum îi faci pe aia 300 cu training-uri? Cum? Deci Freeman spune că nu vei ajunge la ei. Da. Nu vei ajunge la ei. Deci oamenii... ăsta era principiul. Primești în funcție de cât dai. Tu nu poți să primești chestii, sărac fiind, necontribuind cu nimic. Nu există așa ceva. Poate să aibă unul vreo norochior, să zicem, dar nu. Tendința generală nu va fi asta. Tendința generală va fi ca un sărac de pe piață să fie sărac și prin mijloace politice. Pretenția multora, cred că este că dacă eu fac parte din societate, sunt acest acționar în societate și societatea o duce bine, atunci ar trebui să o duc și eu bine. Da, e așa un fel de așteptare, nu știm de unde să trage. Că e... Nu, asta e ceva, nu e neapărat, ce, nu văd ceva bolnav în asta, ideea e să vezi... Nu zic că e bolnav, dar nu văd pe ce să susține. E bine să, adică dacă stai să vrei să fie bine, știi, dar întrebarea e să nici nu fie pentru alții. Tu să stai doar. Adică că societatea a progresat. Da, asta nu, dar chiar dacă stai, tot îți e mai bine. Chiar dacă ești paralizat, chiar dacă nu vrei să muncești, tot îți e mai bine, știi, într-o societate liberă. Înțelegi? Găsești doi oameni altruiști, dă-l dracu, ia și du-i de mâncare, știi, înțelegi? Deci dacă altruism e 5% din societate, într-o societate cu 1 milion de euro, cum să zic, eu o duc mai bine decât într-o societate cu un PIB de 100 de euro. A, păi Friedman chiar îl face pe Marx un prorog mincinos, când îl... A găsit el niște surse din care descrie viața muncitorului. Era nu era proroc mincinos, era istoric mincinos sau, nu știu, povești de a dormi copii, ceva de genul ăsta. Puteau fi adevărate. Ce îi reproșează Friedman e că nu... Deci viața grea din fabrici era adevărată. Ce nu era adevărat era chestia idilică, păi da, rurală, asta, cu nu știu ce, cu fără oamenii divorțe, veneau fără... Oamenii veneau de la... Minciune, adevărat. Adică, nu știu că... Deci, la care muncea 10 ore în fabrică venea la mai bine. Îți dai seama cum era rău dacă ăsta era... Exact. Da, nu, după el cumva, nu știu, i-au mințit, i-au adus în orașe și și-au pierdut nu i-a dus nimeni cu forță acolo. Oamenii se duceau, dom'le, mai bine acolo, de-aia mă duc. Nu să stau aici. Păi și eu, e fragmentul ăla citat, citat din Engels, ăla din Engels, nu? Din Engels, da, din Engels. Din Engels. Engels zicea că erau ăia nu munceau foarte mult, nu făceau nimic din ceea ce nu vroiau să facă, aveau tot ce le trebuia, aveau timp liber pentru muncă sănătoasă, în grădină, la câmp. Muncă care era recreațională, așa e. Deci tu când te duci la sat, te duci ca să te relaxezi un pic, ca să-ți fie... Nu, da, și citatorul ca să-ți fie bine. Muncitorii, când, dom'le, plătea chirie la un proprietar care avea frica lui Dumnezeu și impunea niște reguli decente în casa respectivă și... Poate fi ceva adevărat despre oraș, să zicem, uite... Ai mai multe borteluri în oraș decât în sat, să zicem. Pot fi chestii. Dar ideea e că oamenii... Da, dar eu aș spune că sunt mai ieftine. Sunt mai multe, s-ar putea să fie mai ieftine. Da, dar vorbim de moralitate aici, știi, cetru moment. Da. Dar au fost orbi. Uite, el mai pomenește și de interesele conservatorimii de atunci, de a
cooperarea asta cu socialiștii, știi, că apare aceleași argumente, degenerarea venitului la oraș. Deci aia proprietarii de pământuri, nu știu, cred că era și o chestie de competiție, că le plecau oamenii, nu mai avea cine să-ți lucreze așa cum nu găsește cu oameni cu ziua. Și na, se luau de fabrici. Că uite, au distrus sau nu știu ce. Scriitorimea asta stâmpă acolo, dacă ne uităm la seriale englezești, stând la câte un conac. Nu știu, s-a tras nici ceva. Ideea că nu fac analiză comparativă, ce ne zicea și Humor. Faceți analiză comparativă. Era în România de azi, da. Dar față de comunism, față de comuniste, la lumină. Da. Uite, un alt punct care e atins în capitolul ăsta cu Robin Hood e vorba de pensiile americane, la care am putea să ne zic. Mi s-a părut că ți-a dat idee. Nu, rar găsești descrierea modului în care statul ia de la sărași și de la bogați, știi, ca aici cum demonstrează Friedman. Când încearcă să arate cum statul, cu ajutorul sistemului de securitate socială și în principal pensii aici, ia de la cei săraci și de la cei bogați. Și spune așa, domne, statul impune o vârstă de 65 de ani la care ești la pensie și după aceea îți dă pensia atâta timp cât mai trăiești. Dar bogații trăiesc mai mult decât cei săraci. Deci iată cum din marele fond care se strânge, bogații trăiesc mai mai mult de pensie decât și clasa mijlocie. Dar după aceea se duce și la început. Azi din cine muncește, cine contribuie mai mult la sistemul de securitate al americanilor. Și spune, domne, bogații sunt de obicei și trimit copiii la facultăți. Deci și săracii contribuie, deci încep să muncească mai devreme. Deci clasa mijlocie, pentru că atunci când zici bogați, te gândești la minoritatea aia super bogați. Păi da, nu. Eventual folosește săraci versus ceilalți. Da. Okay. Pentru că aici beneficiarii avuți în vedere de Friedman sunt middle class. Nu atât bogați. Okay. Bine, sunt și aia. Da, da, îți dai seama, aia nu stau în pensie, adică, sau cel puțin nu ajung să stea în pensie. Da, dar și la aia banii le vine, sau aia care au subvenții, tot de la, sau și de la săraci. Da. Deci, cei săraci încep lucru și contribuția la sistemul de sănătate, de pensie mai devreme. Deci contribuie mai mult față de ceilalți. Atunci sunt dezavantajați săracii. Și nu cu puțin. Ideea e că ai senzația că e puțin, dar poate să ajungă să fie și mult. A face un calcul aici. 2-3 sau? Unul care începe să lucreze la 18 ani, să zicem, da? Destul, unii chiar lucrează și de mai devreme în Statele Unite, dar hai să zicem de la 18 ani, spune el, și unul care începe să lucreze după ce termină facultatea, da? La 24 de ani. Teoretic, Social Security-ul în Statele Unite, contribuția la pensii, este plafonată, în sensul cum ar fi la noi alea 10 salarii pe 10 pe 10 salarii minime pe economie, ceva de genul ăsta. Adică e o sumă și până la suma aia, dacă tu faci până la suma aia anual, plătești 10% din cât faci și dacă atingi suma aia, asta e, plătești 10% din suma aia oricât ai face. Deci practic cei bogați plătesc mai puțin comparativ cu venitul lor total, plătesc mai puțin și iau tot atâta pe partea aia cât ia și săracul și ne presupunem faptul că au ieșit la pensie, da? Presupunem, deci asta e pensionare și deci teoretic atunci iau tot atât, deși ei au puțin mai puțin, dar ideea e în felul următor, că să ne întoarcem la exemplu, ăla de la 18 ani, ăla de la 24 de ani. Ăla de la 24 de ani plătește în sistem vreme de 41 de ani, da? Până iese la pensie la 65. Ăla de la 18 plătește de 47 de ani. Teoretic, ăla sărac a plătit cu 16, cu 15% mai mult per total, ăla care a început să lucreze mai vreme,
și va urma să îi primească aceiași bani. Deci banii pe care, asta, de asta am și spus că ei primesc aceiași bani la pensie, nu... Dar primește mai mult timp cel bogat. Că primește mai mult timp, că are șansa să moară mai târziu, asta e partea a doua. Mai și dobânda, da, la inputuri. Dar, exact. Și, dar atunci când luăm și dobânda în plus, cel valoarea acumulată a plăților celui care a început să lucreze mai devreme, dacă băgăm și dobânda în plan pentru cei 5 ani diferență, valoarea totală acumulată ajunge să fie cu 2-3 mai mare a plății lor făcute în sistem. Deci cel sărac, cel care a trebuit să muncească mai devreme, este jehmănit de stat în proporție de 2-3 mai mult decât cel care se apucă, lucrează mai târziu. Dar cum ai formulat obiecția? Că săracii plătesc mai... Săracii ajung să plătească mai mult. De fapt, aș formula obiecția în felul următor. Că statul îi obligă pe săraci să plătească mai mult pentru aceleași beneficii de care ei oricum nu ajung să se bucure, pentru că, fiind săraci toată viața, probabil și-au stricat și sănătate. Nu, plătesc mai mult și plătesc mai puțin. Dar cum ai formulat? Transferul se face de la săraci la ceilalți. De la săraci. Nu de la ceilalți. Ok, că dacă suntem transferul se face de la toată lumea către și stat. Și zice asta. Și el zice asta. Nu de la toți. Nu de la toți, dar... A calculat Adi și oricum orice ai face și pe legea din România trebuie să trăiești vreo 40 de ani ca să ții toți, trebuie să 40 de ani la pensie ca să ai șansă să ții nominal toți banii înapoi pe care ai contribuit în sistem. Da, dar aici valoarea nu e ceva de genul că dau 30.000 și aia 10.000 care îi primesc fac mai mult decât aia 30.000 care îi bag. Auzi. Adică ăsta e schimbul. Banii din viitor de la pensie sunt mai mult decât 10.000 de la... Nu, că aș putea să-i țin. Ar putea să nu-i dau statului. Exact. Aș putea să-i țin. Deci eu îți dau ție 30.000 astăzi, ca tu să-mi dai 10.000 mâine. Mamă, ce afacere bună am făcut. Not fun. Not fun. Deci nu este, nu, nici, în niciun context nu e o afacere bună. Deci vreau asigurare. Dai mai puțin decât primești la asigurare. Păi ce, la asigurare? Poate nu încasezi, poate nu ai accident, nu știu. Păi da, atunci poți să scoți bani. Păi da, asigurarea este... Da. Cum pe toți? Dacă e asigurare, asigurare cu maturitate, poți să lași. Da. Păi și aia ce câștigă dacă? Dobânda. A folosit banii, da. Ah, dobânda, da. Practic împarți dobânda. Deci tot nu păstrezi tot. Exact. Ok, nu păstrezi tot, dar ăla îți fac un serviciu. Nu, dar mă gândeam la asta că nu e tot aceiași bani, știi? Adică am dat 30.000 de euro, iau 30.000 la pensie. Nu. Dar ție-ți confines. Nu, vorbim la, hai să zicem, modul ideal. Puterea de cumpărare aceeași, da. Modul ideal, societate anarcho-capitalistă. A, așa. Cum arată o pensie, adică? Pe contribui. Păi și nu ei, ăia de la bătrânețe, nu sunt mai puțini? Nu. De ce nu? Nu, nu, de ce ar fi? E pentru că ei lăsat și iau plătit chirie între timp. Tu zici cu dobânzi, cu nu știu ce. Păi da. Plus că ei nu, principalul, adică ce ai contribuit tu, ăia sigur îi primește înapoi. Acum deci sistemul primește privat, plus. Primește un plus și dacă mor, să zicem, la o lună după ce te-ai pensionat, rămân banii unui, spui acolo, copilului sau nu știu cui. Ba chiar. Deci, zi. Avem două chestii aici. De formații de... Deci dacă te uiți la criza din 2008, o grămadă de sisteme de pensii din astea private, serioase, nu, da, serioase, în care zici, domnule, ăștia fac treaba, au investit în lucruri care nu erau sigure. Titluri de stat. Titluri de stat sunt sigure. Nu, titluri de stat sunt sigure. Problema la care face referire Alexandru este că în Statele Unite a existat legislație care a obligat fondurile de pensii private să investească o mare parte din, pe procent, din activele lor în bursă. Deci e lege, tu ești fond de pensie privat, trebuie să bagi o parte din banii pe care i-ai strâns în bursă. Și la noi e interzis, mi se pare, nu? Da. La pilonul 2. Da. Tocmai n-ai voie în bursă. Da. Dar în Grecia a fost obligat în titluri de stat. Asta e motivul pentru care în Statele Unite, când a fost Global Financial Crisis, s-au ras foarte multe 401k-uri, pentru că bursa a venit în cap
Și legea, ce să vezi, obligase. E obligase să... să bage titlurile în bursă. Ce voiam să zic era că asta e o variantă, dacă vorbim doar de sistemele de pensii în lumea liberă. Dar în lumea liberă ai avea o plajă completă de oameni care au băgat în prostii și pierd banii, până la unii care au băgat trei surcele și n-au muncit mult toată viața, dar au avut noroc din cauza că trebuie să ai și noroc în viață și și-au câștigat mai mult. Păi și cum e corect chestia asta? Păi e corect pentru că ești liber. Nu. Ai competiție, asta e secretul, nu e? La fel că cum e corect că unii să nasc mai înalți, mai frumoși și mai deștepți, nu poți să îi îndrepți pe aia. Fundamental, dacă încerci să îndrepți societatea prin menghine și sfori, atunci ar trebui să te ocupi și de chestia asta. Hai să se gândească bine acești oameni care ar vrea așa ceva, că poate că copiii lor ar fi înalți. Nu ar fi acolo. Deși da, e o problemă asta. Nici și să te gândești că tu, uite, poate ia cu de la asta, să zicem, ești birocrat, nu știu ce, dar poate, nu știu, Fito, poate nu mai prinde loc. Exact. Poate își face firme și freacă stat. Uite, vorbea Rotar de un VLSF, Facial Justice. Erau râțite alea frumoase și erau... În frumusețatea alea urățele, știi? Le plătea statul operației. Am uitat autorul. Dar cam asta era ideea. Bine, nici ei nu cred că merg până stai, acolo. Stai, ăla Vonnegut cu... Nu, nu, nu e Vonnegut. E altcineva. A, încurcă. Mă rog, da, ăla. Exact. E, ce aș sublinia, că poate nu s-a înțeles prima oară, că argumentul principal la pensia de stat e asta, că domne... îți dă cât trăiești, adică nu te, tu dacă trăiești, că de ce? Pentru că eu pun în comparație o idee, poate nu poți să strângi destul și tu ieși la pensie și n-ai strâns destul și se termină banii și rămâi la o vârstă avansată și bolnav și nu știu ce și nu mai poți să mai ai grijă și atunci ce faci? Nu nimic, dacă ești în Canada... Te duci și le spui, vă rog, închidem țin lumina. Și asta apropo de chestii nasoale pe care le practică statul astăzi, dar ideea este... Deci lumina a fost eufemistic. Da. Nu dar ideea la curent. S-a înțeles. Ok, înțeles. Dar ideea este că ce vreau eu să spun e că sistemul actual nimeni nu trăiește pe mai mult decât pe fonduri a băgat în el. Nimeni. Nimeni, pentru că nu trăiește nimeni la 120 de ani, până la 120 de ani. Noi nu vorbim de pensiile speciale, dar tot ai dus vorba de asta. Vorbim de pensiile de stat normale. Da? Nimeni. Deci toată lumea dă mult mai mult decât ar lua înapoi. Prin urmare, urmează că dacă banii aia nu i-ai dat la stat, doar i-ai ține la tine într-un cont de bancă. De care să nu te atingi până la vârsta la care vrei să te pensionezi, ai avea aceeași pensie pe care ți-o dă statul și poate ți-ar rămâne și bani în plus. Sistemul de pensie Ponzi schimb adevărat. Dar este mai prost decât un Ponzi. Da, e mai prost pentru că reușești să dea și faliment. Păi nu că și Ponzi de bani. Un ponzi, definiția ar fi, domne, primești bani. Ar dă faliment când ar putea deci încă nu. Deci depui niște bani și primești banii din depunerea altora. Așa și datorie generațională. Da. Deci nu primești banii pe care ai contribuit tu. Primești banii pe care îi muncească și... Da, pentru că statul nu-i ține. Asta e ideea. Da. Eu vreau să vă iau să zic mai devreme o chestie care mie mi se pare crucială. Că dacă ai o lume liberă, ce încercăm noi zi de zi să descriem, într-o lume liberă, judecătorii, arbitrii, ar căuta adevărul. De ce ar căuta adevărul? Pentru că oamenii vor adevărul, vor să fie lucruri corecte. Tocmai ca să nu fie ei în partea nasoală vreodată. Da? Să nu li se facă lor nedreptate. Și atunci căutăm un adevăr cât mai curat. Și... ce s-ar întâmpla în lumea liberă? Ai putea mult mai ușor și mai repede să aduci dovezi că s-a întâmplat ceva nedrept
și să îndrepți chestia aia. Astăzi, oamenii văd că se întâmplă lucruri nedrepte și nu se îndreaptă lucrurile. De ce? Din cauza că ai monopolul de stat asupra justiției, monopolul de norme și de legislație și nu se întâmplă singura chestie, adică zici că ne jucăm într-un film cu proști. Păi, la vot. Ce să fac la vot? Să-mi rup părul din cap, de nervi. Păi când într-o lume liberă, dacă tu chiar ai o dovezi de poluare, furturi din astea, înșelătorii în sistemele astea, tot ce vorbim noi zi de zi, că ăia statul face nasol, corporațiile nu fac ceva împreună cu statul. Chestiile astea, dacă ele astăzi pot fi dovedite, să zicem de un jurnalism de investigație, nu se întâmplă nimic. Rar se întâmplă când e nu știu ce interes politic să-l sape pe Cutărescu, tralala. Aia e pe tot ce poți să te bazezi astăzi și sunt unii cărora le place sistemul ăsta și le convine. Da, m-am băgat în acolo și îți povestește ce haios e el, cum l-a sunat pe nu știu cine și a influențat cu tare lege. Ok, dar asta este un rahățel. Pe când într-o lume liberă, serviciul pe care îl cumperi este... dreptatea, nu? Cum ziceai tu, Costel, că e super tare. Când, tocmai când se vinde, nu mai e de vânzare. Da. Da? Și atunci ai putea mult mai repede să îndrepți greșeli. Dacă ai o problemă astăzi cu o greșeală a unui mic funcționar care ți-a pus o categorie greșită la nu știu ce act, tu ca să schimbi chestia aia, nimeni din sistemul ăla nu are interesul să ți-l schimbe, pentru că la lor le merge salariul, da, s-ar putea să fie făcut o greșeală, o să vă răspundem în 30 de zile, dacă nu vă răspundem, nu mi se întâmplă nimic, și așa mai departe. Pe când într-o lume liberă, tu aduci dovezile, ele sunt citite, evaluate de acest arbitru, la care te duci pentru că are o reputație bună, și lucrul ăla se vede cum trebuia să fie mult mai repede, din cauza că toată lumea vrea să termine mai repede treaba ca să-și ia mai repede bani. Aici e... I rest my case. Asta nu intră în profit, asta e diferența între o societate libertariană, de asta cu reputație și crește profitul. Uh-huh. La stat crește doar programul de lucru, deci el nu captează. Asta e Este argumentul stimulentelor. Deci un funcționar nu are niciun interes să te... De cum zicea și Alexandru, referindu-se la humor. Deci doar dacă e o chestie excepțională, cineva omor pe cineva, să se întâmple demisii și... Uh-huh. Dar în rest nu, poate să meargă mult și bine sistemul. Izarabic funcționează, n-ai nicio treabă. Pentru că nu conține în el motivația să se schimbe. Da, de stimulare. Mai rău, conține motivația perversă să nu se schimbe. Da, să primești bani mai mulți. Deci dacă Superman, să zicem, ar fi chef de post, el nu mai primește niciun ban, că a rezolvat tot ce vor primi bani din comunele alăturate. Da, deci Superman n-ar putea să facă acțiunile cum îl vedem în film, ca un erou, să duce și face ceva. Nu, ar trebui să aibă mandat, să facă un raport. Păi du-te și salvează pe nu știu cine, îmi pare rău, acum scriu raportul. Da, și asta, da. Da. Uite, stăteam să mă gândesc la o chestie, că e mereu, e teoria asta, dar bogăția, face și el referire la teoria asta, cum că bogăția e, și a amintit-o și tu, că ar fi transferată de la muncitor la patron și ok. Bun. Și stai să te gândești, cum se face, crește economia, an de an. De la un an la altul, cred, adică avem o activitate economică astăzi mult mai mare decât acum 100 de ani. La nivel planetar vorbesc, nu? Și stai să te gândești, băi, trebuie să fi fost de străbunică meu, cred că era rege, frate, de câtă bogăție a ajuns să avea acolo, s-a și împărțit la mai multă lume, știi? Și nu, adică cu și unde să... Și prin regresia infinită, da, rezultă că, nu, Adam și Eva erau ceva aproape de... Și Zuckerberg e nimic pe lângă ce erau ăia doi. Asta știm deja că păi erau... Eu zic după ce au fost izgoniți de rai, da? După, da, atunci când munceau, râneau pământul. Ei aveau și tot. Ei aveau în proprietate virtuală și tot ce s-a produs în viitor. Deci chiar și smartphone-ele de astăzi... Toată cunoașterea și toată tehnologia. Și... Da, păi asta spun că dacă valoarea nu e creată... Dacă totul ar fi zero, știi? Sumă zero. Dacă totul e zero sum,
Înseamnă că toată valoarea care e în lume trebuia să existe și atunci. În formă potențială, dar trebuia să existe. Eu cred că îi răspund în două feluri. Un răspuns e, un răspuns e că a crescut populația și se muncește mai mult. Deci Mars zice, într-adevăr, se... Mize, să facem mișto de el. Da, așa e, crește inițial, crezile furânșe, dar ăștia se mulțesc ca șoareci. Iar vine sărăcia, se întoarce. Deci asta e un răspuns. Ce aveam în vedere era că... Cele două răspunsuri pe care le aveam în vedere. Unul era că economia e mixtă și că standardul de viață a crescut prin alea socialiste, prin reformele socialiste, sindicate și nu știu ce. Deci asta e un răspuns. Al doilea răspuns ar fi că, ok, a crescut plăcinta, dar rămâne inegalitate. Astea da, două sunt frecvente. Deci, ok, asta rămânem la ultimul bastion. Am înțeles că rămâne inegalitatea, dar întrebarea mea e de ce a crescut plăcinta. Păi ți-am zis de ce, ți-am răspuns la prima. Instituțiile alea au scos, au interzis munca copiilor, au permis femeilor. Și Friedman face referire la chestia asta, zi tu, că tot asta vrei să spui. Da. Zice că, dom'le, toate chestiile astea au apărut post acumularea de avere. Deci s-au îmbogățit bogătașii, muncitorii au produs mai multă, au mărit plăcinta. După aia au venit ăștia, dom'le, au crescut inegalitatea sau nu se pare nouă ceva, hai să băgăm un sindicat, hai să băgăm o reglementare, hai să nu lăsăm copiii. Uite, o întrebare e de ce nu poți să faci azi? După. Ok, socialistule, fă-ți o oră de muncă. Deci dacă tu ai indus schimbările alea și nu știu, fă o oră de muncă azi. O oră de muncă pe săptămână. Au încercat, încearcă. Da, vezi aici, poți să-i condamn, zic că sunt răi. Cum încearcă la 5? Fă la una! Ce de la 5? Da, așa e. Și salariul minim să fie... Tot. Tot. Toți banii de pe lume. Wow. Dar nu le dai idei. Nu, că am ajuns acum la o capacitate din asta intelectuală la nivel de politicieni, de anumiți politicieni, la care ar fi capabil să zică, da, sigur, de ce nu facem? De ce face? Nu, sau, da. Sau că îmi place o costă, se va face. Se va face. Nu e prin UE, Comisia Europeană. Okay. Hai, nu Comisia mai deșteaptă. Uite, de exemplu Friedman aici, exact la chestia asta, că limita la 10 ore de muncă din Marea Britanie, la un moment dat a apărut o lege, că e contra exemplul acestui, la un moment dat a apărut o lege în Marea Britanie care reglementa ca să nu se muncească mai mult de 10 ore pe zi, între luni și vineri și nu mai mult de 8 sâmbătă. Și asta a fost legea. Și mă spune, da, da, știți ce? Legea asta a apărut după ce deja majoritatea practica chestia asta. Și dacă stai să te gândești, deci dacă stai să te gândești ca un student la filozofie în anul 3, zici, mamă, ce bun au făcut socialiștii, cum le-au tras-o la burghezi ăștia nenorocit să nu mai muncească lumea mai mult de 10 ore, îți dai seama ce fericire pe ei. Ok. Dacă însă înțelegi cum se fac legile și ești puțin interesat și mai stai și te mai uiți și la faptul că legea asta a fost dată în 1837, deci înainte ca majoritatea lumii din Marea Britanie să aibă drept de vot, ba chiar mai mult, a fost introdusă în Camera Lordzilor, susținută de doi lords, practic legea asta. O să te gândești, băi, ăia, dacă rămâi încă socialist, o să spui, băi, trebuie să-i caut pe oamenii ăștia pentru că le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Deci dacă ești socialist, poate nu crezi în Dumnezeu. Da, zici, îți dai seama ce campioni ai libertății, acești doi lorzi, ce campioni ai libertății sociale și așa. Acum însă, dacă știi cum se fac legile și așa, îți dai seama că cel mai probabil acești doi lorzi aveau niște prieteni foarte influenți, probabil proprietari de asemenea fabrici și uzine, da, probabil poate proprietari față de multe fabrici și uzine, acele fabrici și uzine au muncitorii să se fi coalizat într-o putere de negociere mai mare, să-i fi impus programul ăsta de lucru,
Și atunci ei, având multe fabrici și uzine, au vrut să spună, păi stai puțin și concurența noastră de ce să beneficieze de un program mai mare de lucru și să ne... Nu, hai să dăm o lege să fie la toată lumea la fel. A, că pierdeau muncitori. Exact! Și atunci, nu pierdeau ei muncitori, ci pierdeau producție. Față de concurență, mai mică, care putea să-și muncească oamenii mai mult. Păi da, dar și oamenii plecau. Nu te duci la mai mulți bani? Teoretic da, dar practic poate că ăsta nu mai deschide încă o fabrică, știi? Mai are nevoie de muncitori. Și ce pierdeai? Pierdeai producție? Sau producție, da. Păi puteau să lucreze mai mult. Și atunci, ca să impui tu standardul asupra competiției. Ah, ca la mască, să nu pierzi tu... Exact. Mai există un argument stângeș din ăsta care zice, uite, dar ăsta e așa mai mult intuitiv. Ei zic, sunt foarte multe lucruri bune pe lume. Am auzit de curând undeva scris. Zice, așa cum a fost scos fumatul din localuri, și acum la toți vă place, așa trebuie și cu ecologia. Pentru că când o să înceapă oamenii, și bineînțeles, texte din astea înfricoșate, când o să înceapă oamenii să moară pe stradă de afecțiuni pulmonare și nu știu ce. Deci, acum vă place. Și noi ce zicem? Dacă era o agresiune într-o lume liberă, cineva ar fi putut imediat să dovedească agresiunea aia, nu știu, în local. Deci tu intri în local și, nu știu, ești agresat cumva cu fumul fumătorilor. Mândruță interpreta așa, da. Că dacă intri, mă agresează. Pentru că era dreptul lui, pentru că, din nou, vezi de ce tot timpul pare că, mă, dar voi vorbiți numai filozofie, păi de la fundamente pleacă lucrurile. Ce e bine și ce e rău? Dacă ăla e proprietatea cuiva și decide... Nu e al lui Mândruță, asta nu am înțeles. Nu e dreptul Mândruță. Lui să intre. Păi senzația lui Mândruță cu publicul. Cum nu e? Că e public. Și eu sunt public. Și eu trebuie să am... Da, joc de astea de cuvinte. Da. E public. Și un concert al lui Michael Jackson e public? Da, că e cu public. Intră. Okay. Intră. Deci poți să intru gratis. Altfel sunt discriminat. Uite, el zice și de inegalitate și e bine că distinge asta între sărăcie și inegalitate. Uh-huh. Deci dacă l-ascult pe Bernie Sanders, ai impresia că e cam tot aia. Și sărăcia și inegalitatea. Ori el zice, nu. A crescut și inegalitatea. A scăzut. Pardon, prin capital. David Friedman. Uh-huh. A scăzut și inegalitatea. Nu doar a crescut standardul, dar a scăzut și inegalitatea. Mm. El spune așa că standardul de creștere al salariilor, că rata de creștere al salariilor într-o serie istorică este mai mare decât rata creșterii returului de capital. Uh-huh. Teoretic ai spune că ar trebui să scadă inegalitatea din chestia asta între deținătorii de capital și salariați. Nu, vedere doar asta. Asta poate salariați. Fi o... Dar mie nu știu, nu mi se pare că a scăzut inegalitatea neapărat. Adică depinde de... Dar nu poți să măsori, pentru asta că nu e, poate toate de la fel. Depinde de felul în care o măsori, știi? A crescut populația. Între timp ai avut intervenții asupra banilor de la băncile centrale. Reglementări despre credite, bănci, tralala, reglementări despre ce bani să folosești. Deci cum poți să zici, păi ăștia s-au îmbogățit? E bine, dar toate lucrurile în rest au fost ca înainte? Și iată, capitalismul a îmbogățit pe unii mai mulți și pe alții a lăsat în urmă mai săraci. Ideea e că în capitalism ai ambele tendințe, știi, aici tendința de acumulare, unul face profituri nesimțite, dar aici tendința de egalizare. Deci salariile programatorilor tind să se egalizeze. Salariile celor care merg cu ziua tind să... Profitul tinde să se egalizeze. Profituri nesimțite nu există decât în raport cu statul. Altfel, profiturile nu sunt foarte simțite. În sensul că... Facebook n-a făcut? Da. Ce a făcut? Asta e ideea pe care aș vrea eu să o văd indusă în toți oamenii. Bine, asta ar funcționa așa, știi, ca un vaccin. Da? Nu e treaba ta câți bani are altul. Punct! Dacă nu ți-a furat ție efectiv și tot argumentul comunist pe care tot ne-am chinuit să-l demantelăm se bazează pe faptul că ți-ar fi furat ție, deci dacă tu ești pro și te încrezi în comuniști, pare rău, nu, poate că nu am ce să-ți fac. Dar atâta vreme cât nu ți fură ție personal, nu e treaba ta. Câți bani are altul? Nu e! Și dacă ți-a furat...
și vrei să dovedești... Da. Poate ar trebui să susții o justiție privată, exact, ca să-ți iei înapoi. Da. Exact. Nu, dar pe aia proprietății comune poți spune... Păi dacă e georgist pe pământul, nu e al meu, terenul ăla, nu e al tău. E al tuturor. Sau e și al, da, e și al meu. Vezi o grădină frumoasă, asta nu e și al meu. Ok. A se vedea ce am zis mai devreme despre comunism. Da, apropo de săraci, ideea e că nu mai trăi cu iluzia asta că tu să, că Dragnea o să împartă banii cu tine vreodată. Nu-i va împărți. Sau Nicușor Dan. Nu, adică nu e... Nu va împărți. Nu e neapărat Dragnea. Singurul. Nu, e mai ușor de vizualizat, zici că Nicușor Dan nu e... Încă rup, sau poate nu, Ghinea, de exemplu. Poate Ghinea. Poate există lume care își imaginează Ghinea o să împartă banii cu ei. Uite, da, mă rog, da. Ai, ăștia, câți votează la USR. Stângiși ăștia care aveau emisiuni pe la TVR, știi, Dinescu, și au împărțit vreodată? Dinescu e moșier, te rog frumos. Rogozanu a avut emisiune, nu știu ce a împărțit. Deci când ia, nu știu, 6.000 de euro, nu știu câte ea. Deci cum iese din incintă 30 de săraci? Nu. Asta ne spune Friedman. Nu fără împărți acei bani. Și mai e o chestie. Când spui că a crescut inegalitatea, lumea de obicei se referă, a atins-o Alex un pic mai devreme, lumea de obicei se referă, atunci când spune chestia asta, se referă la, domne, câți dețin cât. Practic asta e ideea. Și convertit financiar în bani. Zic că, păi uite, cei mai bogați oameni dețin atât din totalul banilor care există. Și, da, e un fel de a ne uita la bani. Dar culmea e că aceiași oameni care spun chestia asta susțin principiul taxării progresive. Și dacă susții principiul taxării progresive, fără să îți dai seama de ce îl susții, da, să explicăm. Dacă îl susții, susții ideea că utilitatea banilor variază în funcție de câți ai. Și asta înseamnă că primii bani sunt cei mai utili și pe măsură ce crește, de asta se justifică, de asta justifică ei principiul. Că spun, nu, că peste o anumită sumă banii nu mai au aceeași valoare pentru tine. Așa că putem să te taxăm mai mult pentru că pentru tine e cam la fel. Basically, ăsta e argumentul. Deci ar da voluntar. Mai tu, dacă au o valoare mai mare. Dar dacă am lua acest principiu și să-l aplicăm la inegalitate, e același lucru. Atunci abia s-ar putea să observăm că inegalitatea a scăzut față de acum 100 de ani. Pentru că ăia de jos aveau foarte puțin, da? De-abia aveau canalizare. Sau de-abia aveau o haină pe spate. Da, și Rockefeller își permitea îngrijire dentală mai proastă decât orice sărac din ziua de astăzi. Yes. Ceva de genul ăsta. A, ce zici tu, că s-o aplici și săracului, că e cel numai așa inegal. Păi asta spun, că la nivel de utilitate, dacă tu te crezi în faptul că banii au utilitate în scădere, pe măsură ce îi acumulezi, îi aplică teoria asta și atunci când calculezi inegalitatea, nu-mi vorbi acolo doar de numere. Deci Bezos doar primii, să zicem, 100.000 de dolari sunt utili și importanți. Restul e ca și cum n-ar avea. Și aici o discuție, uite, niciodată nu mi-a fost clar asta. Uite-mă, Hagi Tudose, dar nu neapărat Hagi Tudose. Zici că ăla era bolnav. Unul mai așa, mai econom, să zicem. Un om cu bani econom. Se uită la un dolar, știi? Deci dacă îl vede pe jos, se aplacă și lea, știi? Păi ai, ești miliardar, nu contează. Așa e, dolarul ăla valorează. Și un cerșetor, să zicem, are o zi bună, nu îl ridică, știi? Trece pe acolo și nu le-a. Nu cred. Dacă are o zi bună? Chiar și așa, nu cred. Poate, nu știu, e într-o stare de asta mai... N-are chiar, nu. Se simte... Atunci poți să-i extinzi aceeași curtoazie și milionarului. Că poate nu se ia. Că poate și ăla, poate are și ăla o zi bună. Nu, ăla poate are o zi rea. Așa poate să fie un tipul de om. Nu foarte... Nu cred. Cum, noi suntem deja la Rich Get Richer? La capitolul ăsta, nu? Păi deja vorbim de el. La asta mi s-a părut important și asta cu transferurile. Că transferul autentic, real, e de la săraci la ceilalți. Și că nu poți să repari sistemul, asta mi se pare.
Astea par foarte, dar după citești observațiile lui Friedman, că ăla intră mai devreme săracul și moare mai repede, deci banii, e clar, adică sună foarte convingător. Acum. Dacă ar face, cel puțin așa, aș gândi, ar face un socialist acum, dacă ar face un reportaj sau un documentar despre câți bani transferă statul săracilor și celorlalți. Așa, departamentul de propagandă de pe TV Sang, zi. Și dacă ar lua în calcul subvențiile, da? Și alte, să zicem, ajutoare de stat către marii industriași ai țării respective, numele cred că ar fi, ar depăși transferurile către cei săraci. Absolut. Da, adevărat. Da, Friedman zice că și făcând abstracție de astea, deci el ți-a luat doar pensiile, diferentele state de mari. Da. La subvenție e clar, știi că nu... Bine, uite, am avut noi discuția asta când ziceai tu acum vreo două, dar sau nu știu când. Păi da, dar prețul ar fi mai mici, mai mari fără subvenții. Mm. Păi da, da, tu plătești prin taxă, știi? Mm-hmm. Plătești prin taxă. Da, mi se pare că soluția este... Nu știu cum e expresia aia, că omori un țânțar cu ciocanul sau un tank sau o chestie asta. Deci tu ai câțiva săraci, dai o grămadă de subvenții la toată agricultura ca să aibă câțiva oameni niște prețuri mici, dar între timp tu ai furat de la toți, i-ai îmbogățit doar pe unii care joacă după regulile de stat. Deci dacă veniți și faceți actele nu știu ce... Deci prin caritate privată, săracii aia, cum să zic, îi țineai pe de-asta de ministru, știi? Da. Înțelegi? Cu 5% din cât îți face statul. Uh-huh. Deci aia era, e ca și în exemplu la autostrada, știi? Poți să faci un calcul, ai dreptate. Da, deci cât săraci sunt sub pragul, nu știu care. Fii atent, sunt o minoritate. Cât asta, trebuie? Ia. Asta mi se pare iar o chestie interesantă la Friedman. Săraci este o minoritate, noi nu ne gândim așa. Uh-huh. Suntem atât de intoxicați de discursul ăsta comunist. Deci noi avem impresia că, nu știu, America moare de foame, România e terminată, nu știu, cum mai vezi oameni pe stradă. Nu, ce zice Friedman, că sunt o minoritate. Deci oamenii foarte săragi, vai de mama lor. Sunt o minoritate. Și sunt foarte puțini. Exact, și aia care chiar sunt, să-i numim, neajutorați. Pentru că altfel, oamenii și psihologic nu vor să fie neajutorați. Mare majoritate. Deci ai doar o minoritate care sunt... super leneș, nu știu ce, bețivi, handicapat. Cultura alterată asta, ce zice Rothbard, albanezii nu primeau, erau o jignire și nu știu. Acum nu știu dacă, hai să zicem, chiar dacă confirmați la fel albanezii, dar restul populației e dreptul lui. Da. Mie să-mi dai, în ce film era, să-mi dai mai welfare check, tot zice o doamnă, nu mai știu. Da, nu mai știu. Știi, nu, fața? Sună cunoscut, da. Da. Adică e un drept. Resimte ca pe un drept. Nu mare chestia aia de domne, nu cerșesc. Plus că așa se produce bunăstarea și valoarea. Dacă lași un om, nu-l ții forțat în sărăcie ca stat, da? Omul ăla s-ar putea, făcând ce se pricepe el sau ce vrea sau ce poate, mă rog, s-ar putea să o ducă mult mai bine decât cecul ăla... Societatea mai... Asta, de asistențial. Alea două argumente. Societatea e mai bogată. Deci fiind mai bogată, ți-am zis, una cu 1.000.000 de euro, are resurse mai multe. Chiar dacă gradul de altruism, procentul e la fel, știi? Deci una care are doar 100 de euro, primul, să zicem. Societatea mai bogată? Și da. La același altruism îi ajuți mai bine. Și ca să ducem punctul până la capăt. Deci, cât săraci... relativ, da, câți avem în cutare societate? X. Ce le lipsește lor? Păi nu știu, le lipsesc niște sume. Ok, asta sună impozit de la bine, negativ. Dar mă rog, le lipsește niște sume. Să crească sau să scadă, știi? Limita aia. Da pentru deci că cine hotărăște limita aia? Lăsase în 2004 care să arate că, uite, am scăpat de sărăcie, a coborât prag. Nu. Uite, am scăpat de 1.000.000 de săraci. Poți să definești sărăcia într-un asemenea fel, încât nu sunt sigur dacă în America este definită așa. Am vagă impresie că ar fi definită așa, dar nu sunt sigur.
cei mai săraci 2,5%, dacă vrei să afli și cât e minoritatea, cei mai săraci 2,5% din populație. Aia săraci. Asta este un procentaj care oricâți bani dai, poți să-l schimbi. Pentru că e din definiție. Da. Deci pot fi miliardar. Adică e o alergătură. E relativă. Deci pot avea... Da, să zicem cum îți face... Să aibă un Mercedes, el tot e sărac. Da, exact. Cum îți face coșul zilnic ăla după care măsoară prețul, indexarea inflației prostii, ai putea să-ți imaginezi că faci un coș din ăsta de lucruri minime. De exemplu, internet, piscina, pardon, mă rog, locuire, mâncare, căldură, haine, whatever. Bine, și lucruri decente, trebuie un loc de muncă decent. Deci vezi, tot timpul poți să o iei razna să te duci încolo. Dar să zicem că ai putea să faci un pachet din ăsta în care un om e ținut cumva, da, decent. Da, spagă, gândește-te la discuțiile despre tot... Ubi. Ăla nu se exprimă, trebuie să facă și pictură, trebuie să îi rămâne timp de pictură. De... Da, da. Deci poți să-i dai oricâți bani. Nu, că nu e... Da, vreau să zic că și pe abordarea asta tot ai putea să o iei rațional, logic, punctual. Nu zic că trebuie să lași piața. Răspunsul este exact unul la mână, trebuie să lași piața, pentru că dacă ai luat-o pe orice abordare, ai luat-o logic, punctual și nu ai un punct de final. Da, nu ai un punct de final. Ăsta ori îl stabilește arbitrar. Și ca orice lucru care este stabilit arbitrar, cultura urmează să-l mute, mai de la stânga, la dreapta, whatever. Pentru că procesul ăsta altfel nu se termină. Da, adevărul că tot timpul își dau unii cu părerea, păi uitați oamenii ăia săraci, mă, da, voi i-ați întrebat ce vor ei? Poate ei nu vor casă, poate vor ca, nu știu, să mănânce mai mult. Whatever, sunt alegerile lor. Nu îi respectăm ca oameni? Nu sunt și cetățeni? Nu, bineînțeles că nu, dar tânărul... El preferă să-ți dea cornul și laptele, pentru că are firmă prin care face cornul și face lapte. Știi? Dacă ți-ar da banii direct, ce mai câștig? Ce vrei să-i joare? Na, e ok. Nu, nu e așa de important. Bun, mai e ceva? Nu intră în monopol, da? Data viitoare monopolul. Da. Altceva la asta? Nu. Nu, nu, nu. S-a zis de 3 ori, nu? Am judecat. Am judecat. Acestea mi-am spus să vă mulțumim pentru atenție. Țineți minte că propaganda de care am vorbit și noi astăzi e peste tot. Și când ei trăiesc. Ce? Când ei trăiesc, am filmul ăla. De ele. Era peste tot. Da. Pentru Costel Săvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.